Cum să încep să discut despre asta? A, uite așa. Și poate tu nu le vezi, că toate în jurul tău și nu-ți vine să crezi. De parcă joci un rol pe dinăuntru cozii. Salut, eu sunt Miru și astăzi vom discuta despre experiența mea la X Factor. După cum ați văzut, ieri nu am postat episod, tocmai pentru a-l păstra pentru astăzi. Este sâmbătă, eu acum filmez, editez și voi veți vedea în 3 ore, maxim, cam așa, adică acum. Să vorbim puțin despre experiența mea la X Factor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea, atât după audiții, cât și aseară după bootcamp. Vă mulțumesc din suflet și pentru mesaje și pentru telefoane și pentru reply-ul la Instastory și pentru absolut tot. A fost o experiență. Având și experiența de anul trecut de la Vocea, mi-am dorit să încerc ceva nou. Și da, mă fățic cu scaunul. Având experiența de anul trecut, mi-am dorit să încerc și celălalt format de concurs de la noi din țară. Este total diferit față de Vocea României, la modul în care stafful este cumva, lucrurile se mișcă cu o anumită viteză, organizarea e alta și așa mai departe, de la staff până la etapele propriu-zise ale concursului. Aseară am ieșit din concurs în etapa a doua de bootcamp. Am fost în echipă la Horia Brenciu. Dar nu-mi pare rău, pentru că mi-am dovedit mie că pot să cânt absolut orice și aseară, dacă ați fost pe fază, am interpretat piesa lui Gheorghe Dinică, Vagabondul vieții mele. Da, știu că este o piesă de bărbat, da, știu că poate nu a fost tocmai alegerea cea mai bună, însă ați văzut-o pe Miru cântând ceva ce nu o să mai auziți mult prea curând. M-am apropiat foarte mult de colegii mei, așa anunț și faptul că marți o să apară un episod foarte special și are legătură tot cu X-Factorul, dar nu vreau să fiu un spoiler din ăla să vă spun ce urmează, așa că va trebui să vă uitați marți la seria de Îmi spui sau bei. Ce să vă spun? Emoții mari, ca de fiecare dată, indiferent că ai concert cu 10 persoane sau că ai lansare la arene romane cu 2000 de oameni sau că doar ești pe o scenă de platou de filmare, emoțiile sunt extrem de mari. Așteptăm ceva timp serios în sala aia unde ne-ați văzut pe toți înainte de a intra și emoțiile cresc și cresc din ce în ce mai mult pe măsură ce îți vezi colegii cum intră și unii rămân pe scaune, alții se duc acasă, cum m-am dus și je. Nu voi comenta alegerile lui Horia pentru că este fix treaba lui cu cine merge mai departe. Nu voi comenta și nu voi fi răutăcioasă vis-a-vis de comentariile și opinia publicului, ca să zic așa, opinia voastră, pentru că plâns și treburi de genul, nu voi intra în acest subiect. Tot ce pot să vă spun este că a fost o experiență extraordinar de faină, a fost o experiență în care am învățat, am cunoscut oameni noi, am apucat să lucrez cu Crina Mardare, lucru pe care l-așteptam de foarte mult timp. Este o fire extrem de caldă, am menținut prietenii cu mulți dintre colegii mei de echipă, adică cu Obi vorbesc constant, cu Armando vorbesc constant, și cu cei din celelalte grupuri, gen Random și alții. Vă mulțumesc mult și îmi pare foarte bine că v-am cunoscut pe calea asta, vă și salut și vă îmbrățișez. Oameni buni, să știți că nu o să mă opresc din cântat nici după X Factor, nici după alte praguri pe care va trebui să le trec. Consider că este o experiență, o experiență pe care vă recomand și vouă. Dacă doriți să vă duceți la un concurs de talente, vă recomand să vă înscrieți la ambele, pentru că sunt formate diferite și de ce nu? Experiența este alta. Cam atât. Nu știu, am fost supărată că am ieșit, recunosc că am avut așteptări mult prea mari. Deci am avut niște așteptări mult prea mari și habar nu am de ce. Am avut niște așteptări extraordinar de mari și până la urmă s-a dovedit a fi doar o experiență.
și vă doresc și vouă să trăiți această experiență. Să wrap it up, pot să vă spun că da, am participat la X Factor în 2017 și da, am ieșit la bootcamp și da, a fost fain pentru că senzația este diferită de fiecare dată, de la etapă la etapă, de la presiune la presiune, de la organizare la organizare, este totul total diferit. Eu vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru susținere. Fiți pe fază căci m-am ambiționat foarte tare, frate. Deci ieșirea asta din concurs m-a ambiționat foarte tare, mai tare decât eram ambițioasă înainte, cum s-a întâmplat și anul trecut cu vocea. Nu o să mă opresc din muzică, m-am apucat de albumul de underground, lucrez la Bucati intens la treaba asta și îmi doresc foarte mult să iasă până la anul în toamnă. Urmează să lansez și piesa aia slow și sexoasă de care v-am spus, dar am avut niște dificultăți tehnice, dacă pot să spun așa. O poți numi dificultate tehnică dacă filmezi clipul și să mai filmezi o dată? Nu știu, de asta am târziu cu piesa, pentru că trebuie să refilmăm clipul. În săptămâna ce vine, de luni până sâmbătă, voi fi în Pitești pentru cei care mă urmăriți și care vreți să ne întâlnim pe stradă și să mă trageți de mânecă și să vorbim. Marți, stați geană pe am spus sau bei, pentru că o să fie foarte drăguț episodul și credeți-mă că nu vă așteptați la invitatul meu din acest episod. Și nu uitați că pe 8, adică vineri, pe 8 decembrie, ne vedem în Urban Home la concert cu fratele Nino și sper să fiți în număr cât mai mare și să ne vedem, pentru că suntem acasă. Vă iubesc, vă pup, vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul meu că mi-ați fost alături și că am primit mesaje și băi, capul sus și treburi de genul ăsta optimiste. Sunt optimistă, vă mulțumesc din suflet, vă iubesc. Vă mulțumesc și că ne-am făcut 40.000 pe canal. Sper să ne facem 50.000 până la Revelion. Ar fi pentru mine un cadou de Crăciun de porici. Toți banii din lume nu l-ar putea cumpăra. Vă ador, mirunaticii mei și cei care de-abia ați pășit la mine pe canal. Nu-mi plac despărțirea, așa că vă zic salut și ne vedem data viitoare.